Mai ținem încă un moment de reculegere? Hai să mai ținem, ce dracu, că nu ne costă nimic. Încă un moment de reculegere pentru cei care își vor fi pierdut banii la bursă. Bun. Haideți, domne, că am vorbit de caracatița asta și nu v-am arătat decât un tentacul. Păi dumneavoastră o să mă luați acum și zice, băi, tu ești om serios? Mi-a zis că e o caracatiță, eu vreau să văd mai multe tentacule. Prea bine. Dom'le, nu vi se pare interesant că domnul Căruța cu bani este absolut un model de urmat, pentru noi toți de altfel? Dom'le, domnul Căruța cu bani, știați? Nu știați, nu-i așa? Nu știați câți bani face domnul Căruța cu bani din cursul? Domnul Căruța cu bani ne tot spune că el este un om de succes, că el investește, că el face mult din investiții. Sigur, nu i-a văzut nimeni domnului Căruța cu bani, nici un portofoliu de investiții. Da? La bursă, pe imobiliare, oriunde ar fi el. De asemenea, n-a văzut nimeni câți bani face domnul Căruța cu bani din salariu. Deci nu vă pot garanta dacă spusele domnului Căruța cu bani sunt adevărate sau false. Ce pot să vă spun însă, este că din experiența mea, adevărul pe care eu tot timpul l-am rostit pe acest canal de YouTube, nu vinde. Da? Adevărul nu este fermecător, nu este seducător, dimpotrivă. Am spus, poate fi plicticos, enervant, supărător de multe ori. Ce vinde însă într-adevăr? Vând minciunile. Minciunile vând cel mai bine. Deci atunci când vrei să vinzi, trebuie să-ți creezi un brand personal. Ați observat că în societatea de astăzi, networking is your net worth. Da? Nu mai contează atât de mult ce știi să faci. Contează ce brand îți creezi, cum te văd cei din jur. Și atunci trebuie să-ți creezi această imagine de guru. Domnul Căruța cu bani și-a creat o imagine de guru în investiții. Habar n-am, nu știu. Nu vreau să acuz pentru că nu știu. Dacă domnul Căruța cu bani este prosper din investiții sau din job sau din habar n-am, ce pot să vă spun cu siguranță însă, este câți bani face domnul Căruța cu bani, ceea ce el nu ne spune sigur, din cursuri de investiții. Bineînțeles, din cursuri, din investiții nu știm câți bani face. Asta îl puteți întreba pe dumnealui. Câți bani fac eu din investiții, știți, v-am arătat. Patreon.com/investitor inteligent. Mai jos vom vedea cât a câștigat domnul Căruța cu bani dintr-una din firmele sale, Free Chain Find SRL. De ce Free Chain? Păi domnul Căruța cu bani, nu, Free Chain se simte cumva înlănțuit la locul de muncă. Da? Vrea să iasă în această cursă a șobolanului și atunci, bineînțeles, că are nevoie de o carne de tun. Această caracatiță a educației financiare are nevoie să se hrănească. Da? Să se hrănească din naivitatea oamenilor, da? Cărora să le poată vinde totuși iluzii, așteptări, vise, speranțe de înavuțire. Acțiunea de la bursă și obligațiunea de la Nenea Câțu, idei de înavuțire și vise alimentate doar cu șprițul. Dom'le, când m-am uitat am fost chiar supărat. Nu se poate, domnul Căruța cu bani, un om atât de valoros, nu valoros, domne, valoros, să vândă mai puțin decât domnul militarul care nu are nici măcar facultate? Nu se poate, nu se poate să iei ultimul galben al unui sărac? Dar ce credeai tu că eu sunt super populară, ne-a spus domnul Căruța cu bani. Păi cum? Oi fi o de bună credință, oi fi o mărinimos? Gratis, gratis, dar brânza-i pe bani. Nu? Domnul Căruța cu bani vă vinde cursuri pe bani foarte mulți, pentru că cursurile domniei sale sunt foarte valoroase. Normal, pentru că el este IT-ist, nu? Și a terminat facultatea de construcție, ceea ce îl califică cu adevărat pentru a da lecții și cursuri de investiții la bursă, mai ales nu la prețul din asta de 400 de euro cursul. Bun. 142.000 de euro de lei mi se părea chiar puțin. Și iau din nou calculatorul că ne ajută. Uite, domnul Căruța cu bani învață acum și adunarea, da? 142.000. De ce adunare? Aveți curierile, dar tu credeai că ăștia sunt banii? Am spus, mi se păreau chiar puțin raportat la domnul militarul care a făcut, cât a făcut domnul militarul? 396.000 de lei, adică 80.000 de euro. Și domnul Căruța cu bani nu poate fi mai prejos, cu toate că el este mai scump, mai mic de înălțime. Deci cumva s-ar fi justificat. Cum era aia? Mic, da, vedeți, domnul Căruța cu bani e mic la stat, dar mare la sfat totuși. Este ca Ștefan cel Mare, domnul Căruța cu bani. Și atunci am zis, haideți, domne, nu se poate. Nu se poate să iei ultimul gamel al unui sărat. Dar ce credeai că sunt eu, mă, super populară? Free Chain Business RL, domnul Căruța cu bani, trăiască, domnul Căruța, haideți, pasă-mă. Domnul Căruța! Domnul Căruța! Domnul Căruța! Bravo, 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 îmi place, place. Așa, vreau, vreau, vreau un pic de viață, un pic de viață. Haideți că discutăm de bani. Ce mă dracu? Nu se poate. Eu vă învăț să faceți bani. Vă văd cum se fac bani online. Dumnezeu că vă grați. Bă, acum măcar un 9 euro pe pată, un like, un ceva, o susține și toată munca mea de pus aici asupra comunității, că vă arăt piatra filozofală.
Nu aia din investiții, că acolo doar Red Dalio o deține. Asta, domne, a cursurilor de investiții. Uite, domne, 253.000 de lei. Deci a făcut în domn, băi, dar cât de prolific este această căruță cu bani. 142.000 plus 253. Wow! Aventurierule 395. Fii atent că se joacă. Băi, aici e ca Trump cu Biden. Fii atent că se bate la virgulă. Oh, deci asta cât are, frate? Militarul are 396 sau 45. Fii atent că căruța e băi, de ce? La fotofinii se va decide cine câștigă. Fii atent. 142.000. Wow, 925. Plus, cine câștigă? Oh! 253, 253, 258. Wow! Nu, am greșit o virgulă. 253, 958. Plus, domnul Căruța! 142, 142, 925, 396, 883, 396, 883 și 396, 845! 396, 845! 396, 883! Căruța cu bani a câștigat! Incredibil! A câștigat! Acum trebuie să-și ia de-aia coroniță. Și domnul Căruța e campion. Campionul cursurilor de investiții cel mai tare din parcare. Domnul Căruța! Băi, și fii atent. Deci foarte tare. Mi se pare că domnul Căruța... Deci acum el vrea să iasă din cursa și nu mai vrea să muncească. Știți că s-a săturat atâta bucă? Dar domne, el totuși trebuie să predice, sigur, pe 400 de euro, cum să-ți crești venitul activ. Da? Pentru că nu e așa, independența financiară este, băi, despre explozia venitului activ. Pe bune, tu crezi că atunci când gratile coleviei tale vor fi poleite cu aur, vei mai ieși din cursa șobolanului? Când acest sistem financiar te va remunera din ce în ce mai bine, vei mai părăsi tu, după ce te-ai chinuit, nu știu, să pupi în cur un șef mai mare ca să ajungi un șef mai mic, vei mai fi tentat să ieși din această matrice a banilor ca să devii un om liber? Nici vorbă, cum ar spune domnul Dan Sulica. Mai mult decât atât, toți oamenii de succes spun că venitul activ este cea mai mare piedică pentru atingerea independenței financiare sau pentru atingerea până la urmă unui trai prosper. De ce? Pentru că intervine după aia nevasta, intervin copii, ăia cer mai mult, încep să cheltui mai mult, da? Nu mai ești dispus, devii comod, nu mai ești dispus să ții risc pentru că te-ai obișnuit cu jobul călduț care îți oferă bani și beneficii. Și crede-mă că știu mulți oameni de ăștia, manager în corporații care au câteva mii de euro, beles, belingărul pe acolo. Și ăla ce să facă? Ăla e înlănțuit. E mai înlănțuit decât un om care n-are bani. Un om care n-are bani zic, bă, trebuie să fac ceva. Dacă nu fac ceva, nu mănânc. Da? Mâna invizibilă, mor dracu de foame, că uite, statul nu-mi dă nimic. Și ăla care n-are bani zic, bă, fac o chestie, hai să produc, hai să fac, hai să dreg, hai să mă mișc. Știi? Pe când, dacă tu stai acolo să ai un salariu mare, deci părerea mea că domnul Căruța cu bani dă sfaturi foarte proaste. Mai mult decât atât, independența financiară nu se referă, n-are nicio legătură numai cu zona asta monetară. Sigur că ai nevoie de un anumit venit, ai nevoie să aloci capitalul ca banii să muncească pentru tine și nu invers, dar atenție, asta funcționează doar în termen de rată sigură de retragere. În schimb, veniturile din dividendele nu sunt venit pasiv, pentru că acțiunea se corectează atunci când se oferă dividende. Deci mare atenție la anumite greșeli pe care le fac. Nu înseamnă că dacă investești automat, încasezi un venit. Nu, poți să încasezi și o pierdere. Poți să înregistrezi o pierdere. Da? De altfel știți că există și la ANAF ideea de pierdere fiscală aferentă unui anumit an investițional. Și atunci, din punctul meu de vedere, Un prag important de atingere a independenței financiare, dincolo de zona asta de a aloca capitalul, este și acesta de mindset, de a te detașa de sfera valorilor materiale și de a te înfrâna cumva, de a nu mai trăi în acest mindset consumerist al societății. Că vreau vacanță, că vreau casă, că vreau mașină, mă îndatoresc pe 30 de ani. Nu! A fi un om liber pornește de la faptul să nu ai cheltuieli fixe mari și să nu ai așteptări mari de ordin financiar. Pentru că, cum spunea și Larry Svedro, cele mai frumoase lucruri în viață sunt cele pe care le obții gratuit. Dragostea. Băi, deci o femeie, ok, te duci la o escortă. Bun, du-te, treaba ta, n-am fost niciodată, n-o să merg niciodată. Aia probabil te costă să plătești pentru sex. Dar dragostea, băi, dragostea adevărată. Dragostea adevărată nu te costă. Nu te costă. Dragostea este ceva ce vine din suflet. Nu poate fi nici planificată, nici gândită la modul ăsta rațional, nici plătită, nu se poate. Sănătatea?
Poți să ai câți bani vrei tu. Câți bani a avut Dinu Patriciu, câți bani a avut Steve Jobs, da? Miliarde. Nu mai puteau să-i numere. Și cu ce a ajutat asta? Cu nimic. Deci sunt valori inalienabile, sunt valori precum sănătatea, precum dragostea, precum libertatea, care sunt neprețuite. Da? Eu m-am născut un om liber. Da? Știți, Locke și Jean-Jacques Rousseau, teoria contractului social. Ne-am născut liberi după care am fost înlănțuiți. Am trebuit să trăim în societate. Într-o societate în care a trebuit să acceptăm, nu, pe ideea aceasta a mâinii invizibile și non-intruziunii statului în economie, că un om fără studii superioare, și anume Răzvan Militaru, obține 80.000 de euro vânzând cursuri de investiții fără a fi calificat începătorilor pe internet, în timp ce în aceea societate, Ilie de la sculărie, nu știu, poate muncește săracul cu ziua, poate se chinuie, poate muncește din greu, o și poate se chinuie, poate n-are, abia câștigă salariul minim. Suntem obligați să trăim într-o astfel de societate, într-o astfel de junglă, până la urmă, în care trebuie să vă păziți pentru că animalele junglei și știți ce ne spune Ray Dalio despre a intra în junglă? Pericolul de a fi în junglă, ești întâmpinat de tot felul de riscuri. Trebuie să fii atent la aceste riscuri pentru a scăpa viu din această junglă. Da, ne place jungla într-un fel că ne oferă libertate, dar atenție și la riscuri, că putem fi mâncați de rechini mai mari. Da? Și uitați, domnul Căruța cu bani. Free chain 142.000. Free chain business 253.000. Foarte interesant, cu domnul Căruța cu bani deschide mai multe firme, având același obiect de activitate, nu știu, probabil pentru optimizare fiscală, habar n-am, pe numele altor persoane. Și de asta cumva și informațiile astea sunt mai greu de obținut. Însă, mă întreb de ce oare? De ce oare? Pentru ce face chestia asta? De asemenea, spune că investește în imobiliare și înțeleg că, de fapt, imobiliarele sale nu sunt pe numele lui, ci sunt pe numele tatălui sau altor membri ai familiei. Ce e chestia asta? Păi eu, dacă am niște active financiare, alea sunt pe numele meu. Ce am eu, am eu. Ce n-am eu, n-am. Spun că n-am. Nu înțeleg. Se gândește domnul Căruța cu bani la un, nu știu, e amenințat cumva cu divorțul? Sau pentru ce e nevoie să înstrăineze, să spunem așa, beneficiarul real? Mi se pare un pic ciudat, dumneavoastră, mi se pare. Deci uitați, free chain, define free chain business, domne, și mai vin altele pe turnantă. Păi normal, domnul Căruța cu bani trebuie să-i bată pe toți, să-i învingă. Și de-aia vine pe turnantă acum, pe ultima 100 de metri, cu încă două perverse de pe Târgu Ocna. Una se numește Teaching Culture SRL, domne, e proaspătă, e scoasă acum, e caldă. Că domne, ați văzut, în 2021 am mai lansat două cursuri, el și cu Vali Nedelcu. Vali Nedelcu! Vali Nedelcu! Valentin Nedelcu ne... Nu pot să zic asta. Căruța! Nu pot să zic nici asta. Bun, ok. Teaching Culture SRL asta vine acum, apă vine. Domne, și More Educated SRL. De ce More Educated? Domne, ăștia nu se mai opresc. Nu se mai opresc de ce? Au văzut că merge. Au văzut că merge. Știi? Pe sistemul trial and error. Hai mă să le aruncăm un pește, să vedem dacă o mușcă. Dacă o mușcă, joacă pasta. Dacă o mușcă, ce face mai departe? Păi continuăm. Echipa câștigătoare nu se schimbă, nu? Ați văzut? Și domnul Câțu a zis, domnule, eu nu plec din funcție. De ce? Corect. Sunt din echipa câștigătoare. Cum să las funcția din mână? Eu sunt cel mai tare din parcare. Exact. Și domnul Căruța crede la fel. E cel mai bun pe cursul de investiții. Și atunci, și mai multe, și mai multe, și mai multe. Băi, era vorba aceea din, știu, de unde era, nu mai știu de unde era, Projda Mulți, da? Bă, are balta pește? Dacă are balta pește, băi, it's a numbers game, înțelegi? Nu e rată de conversie. Băi, la un moment dat o calculam și o rată asta de conversie, eu la gagici, la modul aveam, la un moment dat, 40% rată de conversie la sărut, la prima întâlnire, ceea ce mi se părea okay-ish. Bă, dar nu era suficient. Deci trebuie să iei toți metricii în discuție aici. Păi, băi, ei au creat un fenomen. Au creat un fenomen de masă, da? Adică, economie de scală, network effect, da? Că am avut și acel mic pasaj din filmul Network. Da, asta e, până la urmă, da, ok, este și vina autorității de supraveghere financiară că nu reglementează o astfel de piață și lasă pe oricine să, mă rog, dacă ar vrea, poate să dea țeapă oricui, adică nu e nimeni care să-l oprească. Pe de altă parte, sigur că, băi, profitul, nu, se spunea de oamenii politici care, domne, uite, era un om decent și a ajuns în funcție, puterea l-a corupt. Băi, banul corupe. Banul corupe moral. Tu când vezi că câștigi atâția bani, păi crezi că mai servești comunitatea, mai servești binele cetății? Nici vorbă, cum a spus domnul Dasulinca.
Devii până la urmă un agent de vânzări, devii până la urmă un, cum să spun, partizan al banului, da? Și tot ceea ce te interesează este să câștigi cât mai mulți bani. Și atunci asigur că, da, ok, nici ei nu, poate că nu mai au acel bun simț pe care poate l-au avut la început. Poate l-au avut la început, au fost de bună credință și când au venit, au văzut câți bani se fac, au zis, bă, e tentant. E tentant și pentru mine, îți spun. E tentant, dar eu nu vreau să mă vând, să-mi vând ca Faust, da, sufletul pentru bani. Nu vreau. A, m-aș bucura, m-aș bucura, m-aș bucura dacă ați luat și de la mine un curs de investiții, pentru că cred că este cel mai bun de pe piață, da? Mai ales pentru începători. Dacă ați apela la o ședință de coaching one-to-one, dacă ați susține comunitatea, da, Patreon, cu costul și investitor inteligent și să-mi susțineți munca, m-aș bucura, nu m-aș supăra absolut deloc. Dar nu pot să fac bani pe nenorocirea oamenilor, nu pot să calc peste cadavre și nu pot să dezinformez oamenii pentru că acea minciună pe care eu aș vinde-o să fie mai seducătoare. Asta nu pot să fac și, din păcate, am observat că în România contează nu ceea ce spui, ci cum spui și mai ales cum îmbraci ceea ce spui. Da? Într-o poveste, într-o carcasă strălucitoare. Da? Eram mic, mâncam cu 5 linguri, cu o lingură de lemn, acum am crescut mare și vă dau țeapă la toți. Ceva de genul ăsta, știi? Iar eu, pe mine nu mă reprezintă modalitatea asta. Ea este profitabilă. Dacă ești un om cinic, ea este profitabilă. Pentru că banii puțini se fac greu din muncă. Banii mulți se fac ușor. Cum se fac ușor? Vânzând iluzii online. Și, din păcate, da, este o chestie de, cum să spun, de scalabilitate. Ei au reușit să creeze până la urmă, să spunem așa, o comunitate foarte mare, da? Astfel încât să monopolizeze până la urmă oferta în această piață. Eu nu am un marketplace, eu nu am făcut nici promovare, ei probabil bagă, dacă fac zeci de mii de euro, zeci de mii de euro, vă dați seama ce buget de promovare au și atunci, da, ei nu au scrupule în sensul ăsta și fac foarte mulți. Sper ca măcar la câți bani fac să și ajute pe cineva cu ceea ce eu predau și nu doar, așa cum cred că este mai probabil, să inducă oamenii să-ți producă pierdere de capital oamenilor. Pe de altă parte, să știți, da, este vina autorității de supraveghere financiară. Este vina și a lor, care se lasă corupți de bani și nu sunt până la urmă niște oameni, niște oameni, bă, incoruptibili, da, ca incoruptibilul Robespierre. Nu mă las corupt de bani, dă-i dracu de bani. Eu vreau să slujesc comunitatea, vreau să educ financiar românii, nu vreau să fac bani de pe seama lor. Ok, da, dar există și un vinovat nevăzut, da, cum era acea mână nevăzută, un vinovat nevăzut și aici trebuie să o spun fără niciun fel de supărare, pentru că până la urmă rostim adevărul, chiar dacă uneori poate fi supărător. Există un vinovat principal și acela sunteți și dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră prea ușor vă lăsați manipulați de toți cei care vă vând o poveste, pentru că dumneavoastră ați uitat să vă documentați pe Google multe informații, le urmăriți chiar, le puteți găsi chiar și gratuit, pentru că dumneavoastră sunteți de multe ori leneși, nu vreți să munciți, nu vreți să citiți, nu vreți să vă educați, vreți să vi se dea doar mură în gură. Și mai ales puneți botul la tot ceea ce este mai strălucitor, în loc să faceți această distinție foarte clară, ca și în dialogul Phaidon, între aparență și esență. Doamnelor și domnilor, este foarte important să discernem între bine și rău, între adevăr și minciună. Și o spun încă o dată, îmi pare foarte rău, dar ceea ce ați creat dumneavoastră este un monstru. Ați hrănit o hidră, ați hrănit o caracatiță educației financiare care a devenit mult prea mare. Eu tot ce pot să fac este să vă ofer în continuare informații de calitate dumneavoastră, să învățați, să vă creați un portofoliu eficient, dar eu cu caracatița, dincolo de a demasca aceste adevăruri pe care ar trebui să le știți și dumneavoastră, mi se pare importante, eu nu mă pot lupta, eu sunt unul singur. Eu sunt unul singur, pare eu de 1,90 m și am, dar doar un om sunt. Eu sunt un om. Ei sunt o caracatiță, sunt o haită, sunt toți în grup, sunt toți în conflict de interes și cu brokerii, și cu tokero, da? Promovează criptomonede, ce mizerie absolută! Și cu platforme de peer-to-peer lending, și cu CertInvest-ul, cu obligațiuni corporative,
Și cu toată propaganda asta și minciuna, cum vei face bani, cum vei ajunge independent financiar? Ei nu știu ce e independență financiară. L-am avut pe Marele Ion care ne povestea despre o regulă de retragere prin care se reduce volatilitatea retragerilor și se ține cont și de valoare fundamentală. Ei habar nu au despre regula cheie. Încă mai vin cu acea chestie de la William Bengen cu 4%, care este rule of thumb, nu rule of nature. Nu mai e valabilă în nou mediu macroeconomic. Apropo de macroeconomic, ne spunea domnul Militar în 5 minute. Nu numai că nu mai e valabil, dar nici portofoliul lui Ray Dalio, acel portofoliu care nu a funcționat pe în ultimii 40 de ani de bull market secular al bondurilor. Ideea de risk parity nu mai funcționează într-un mediu a rentabilității scăzute în care, din păcate, o spun, pentru a prezerva capitalul, pentru a realiza o rată de retragere a capitalului cât mai mare, este nevoie să ne asumăm mai mult risc în portofoliul investițional, pentru că altfel nu obținem acel randament necesar. Sau să ne diminuăm așteptările. Ne diminuăm așteptările, nu mai sperăm la 10% pe bursă, nu mai sperăm, cum ne spune domnul Căruța cu bani, la 15% din imobiliare sau 20-25% din bursă, sau cum ne mai spun alții, de 200%. Aceste randamente reprezintă gambling investițional, reprezintă un pariu pe care îl poți câștiga pe termen scurt, pe o acțiune, pe două, pe trei, dar nu atunci când ai o viziune strategică, nu atunci când ai o viziune pe termen lung, când ai nevoie de sustenabilitatea alegerilor tale în portofoliul investițional. Când vorbim de un orizont de timp de 30, 40, 50 sau cum ne spune Marele Earn, de 60 de ani pentru acea pensionare anticipată. Așadar, doamnelor și domnilor, gândiți cu mintea dumneavoastră, analizați, uitați-vă nu cum vă vorbește un om, ci ce vă spune și mai ales care sunt interesele din spatele lui, da? Ce interese slujește interesul dumneavoastră sau se află în conflict de interese și luați cea mai bună decizie pentru dumneavoastră, folosind, dacă vreți, și mâna invizibilă, aveți însă grijă să nu folosiți cealaltă mână, da? Pentru că cu mâinile se fac multe lucruri. Da, alegeți ce e mai bun pentru dumneavoastră, dar nu neapărat ce este mai strălucitor. Pentru că, repet, în această industrie puteți fi peștele mic mâncat de rechini, puteți fi carne de tun, nu doar pentru caracatița educației financiare din România, acestor educatori financiari, dar mai ales pentru fondurile mutuale menajerite activ care au comisioane mari de administrare, care reprezintă o dobândă compusă puternic negativă și cele mai toxice astfel de instrumente. Reprezintă, doamnelor și domnilor, asigurările Unilink. Vom avea, poate, zile viitoare, un membru al comunității investitor inteligent care va vorbi mai multe despre această epopee asigurării Unilink și cât de nocive sunt ele pentru investitorii inteligenți, cât de nocive sunt și asigurările Unilink, cât de nocive sunt speculațiile pe acțiuni precum Tesla, așa cum o face, se pare, Cristian Popa. Nu-mi vine să cred. Om cu CFA-ul speculează pe Tesla. Nu-mi vine să cred așa ceva. Așa cum o fac cei care speculează pe criptomonede. Nu-mi vine să cred nici faptul că sunt oameni care se uită în gura lui Valentin Dragu, care nu este decât un gambler. Un gambler. El face gambling pe bursă. Nu investești. Nu-mi vine să cred că broker pe piața de capital invită oameni ca Valentin Dragu, ca Valentin Nedelcu, ca Bogdan Dinu și prezintă ca o, pe ideea argumentului autorității, care este opusul argumentului ad hominem, ca niște persoane de la care avem ce învăța. Nu, domnilor, nu avem ce învăța de la ei. Ei sunt agenți de vânzări și nu urmăresc binele cetății. Avem ce învăța de la Larry Swedrow, avem ce învăța de la Rick Ferry, avem ce învăța de la Jack Vogel, avem ce învăța de la Marele Earn, avem ce învăța de la Paul Merriman, avem ce învăța de la experți cu adevărat în piețe financiare și nu autointitulați experți care, din păcate, de multe ori, nu au nici măcar studii superioare. Aveți grijă de dumneavoastră, de sănătatea dumneavoastră și aveți grijă în această perioadă de banii dumneavoastră. Pentru că nu toți vă vor binele, pentru că nu toți au interesul să vă protejeze capitalul, ci unii poate vor să vi-l facă ferfeliță. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor, vă urez mult succes în investiții. Rămâneți alături de noi în comunitatea investitorului inteligent pe drumul spre independență financiară. Susțineți-mi munca dacă apreciați ceea ce vă ofer și ceea ce v-am oferit și în mod gratuit de atâtea ori. Dacă aveți nevoie de serviciile mele, vă pun la dispoziție la prețuri accesibile și cu informații de ultimă oră și de calitate. Ghidul investitor începător în format complet e-book plus video. Vom avea noi reduceri în perioada următoare pentru a fi cât mai accesibil pentru toată lumea.
De asemenea, coaching-uri one-to-one în care am această responsabilitate fiduciară de a trata problema fiecărui client, da, cu maximă importanță, luând în calcul riscurile investițiilor financiare, dar și nevoia, abilitatea și dorința de a-ți lua risc. Toate cele bune, numai bine și la revedere! Succes!